Tom și Jerry, mare aventură la circ. În sfârșit, circul a sosit în oraș. Jerry și nepotul său Taffy erau primii la coada pentru bilete și cam neatenți la pericolele ce îi pândeau. Jerry știa cât de nerăbdător era Taffy să vadă circul și, înainte ca spectacolul să înceapă, Jerry cumpără nepotului său popcorn, suc, un program și o mulțime de suvenire. Cortul imens era plin de spectatori ce așteptau entuziasmați să înceapă reprezentația. Lângă Jerry stătea însă un om cu chip hărpăreț care îi șopti băiatului de lângă el. Acesta ar putea fi ultima lor reprezentație și circul va fi în întregime al meu. Jerry auzea fiecare cuvânt. Circul este falit, continuă bărbatul. În curând îl voi cumpăra pe nimic, adăugă el. Auzind aceasta, lui Jerry îi păru foarte rău pentru circ și pentru proprietarul său, dar se simți mulțumit că l-adusese pe Taffy înainte să fie închis. Orchestra prinse să cânte, marcând începutul spectacolului. În toiul cântecului, un motan gălăgios începu să strige că are de vânzare suc și înghețată, purtând o tavă cu bunătăți și îmbrăcat în uniforma circului, era chiar Tom, pisica celor 1000 de necazuri. Văzând pisoiul, Jerry flutură mâna și comandă două înghețate pe băț. Tocmai când vrea să dea înghețata clienților săi, Tom îi privi mai bine și la fel făcu și un spectator din apropiere. Stai puțin, aici sunt șoareci, exclamă spectatorul. Șoarecii nu au voie la circ. Dornic să întărească spusele spectatorului, Tom puse repede tava jos și se repezi spre cei doi șoricei. Jerry l-apucă de mână pe Taffy și amândoi își luară tălpășița fără să mai stea pe gânduri. Cu Tom urmărindu-i îndeaproape, Jerry și Taffy alergau cât îi țineau picioarele, sărind peste scaune, până ce ajunseseră la intrarea în culise. Cei doi șoricei șovăiră puțin înainte să intre în culise. Până la urmă, spectacolul era întoi, iar ei voiau să-l vadă în calitate de spectatori. Dar auzind răsuflarea greoaie a pisicii care îi urmărea, hotărâră că lucrul cel mai bine ar fi să o șteargă rapid. Tom nu avea de gând să se oprească. Când Tom ajunsese în culise, spectacolul începuse deja. Motanul se opri, întrebându-se unde dispărură șoricei. Apoi îi zări cocoțați pe platforma uneia dintre cele două trapeze, sus de tot, lângă acoperiș. Tom se cățără iute pe scara trapezului. Odată ajunge în vârf, îi va prinde și îi va devora dintr-o singură înghițitură. Când ajunsese însă acolo și se întinse după ei, surpriză, șoarecii dispăruseră. Crezându-se mai deștept decât șoriceii, Tom sări pe baza celuilalt trapez și se balansă în direcția opusă. Din nefericire, îndrăzni să se uite în jos. Pe Tom îl apucă brusc frica de înălțime, în timp ce trapezul său stătea atârnat, fără să se miște, la aproape 10 metri în aer. Era momentul perfect ca șoarecii să scape, dar Jerry nu putea lăsa pisica într-un asemenea pericol. Jerry balansă trapezul până când reuși să se apropie de Tom. Șoriceii săriră spre trapezul lui Tom și ateriză chiar lângă pisică. Mulțimea privise tot timpul și aplaudă cu frenezie. După ce toți trei ajunseseră în siguranță la sol, Tom reluă vânătoarea șoriceilor. Pentru a scăpa de urmăritor, Jerry și Taffy se îndreptară către cuștile cu animale, ascunzându-se în spatele unui leu ce răgea. Tom trecu pe lângă cei doi fără să-i vadă și se grăbi spre cușca leului. Surprins pentru o clipă, Tom nu-și dădu seama că leul scosese laba printre gratiile cuștii decât atunci când era prea târziu. Leul îl apucase deja de beregată. Leul deschise larg gura, pregătindu-se pentru o masă grozavă, dar brusc Jerry apăru în fața cuștii. Leul țipă, aparent speriat de șoricel, îl scăpă pe Tom și fugi în fundul cuștii. Tom o lua la goană cât îl țineau picioarele, înainte ca leul să-și recapete curajul. Între timp, Jerry și Taffy trecură de cuști, căutând o cale spre locurile lor. Însă nu apucară însă să ajungă prea departe, căci Tom le sări în față cu o privire furioasă.
Jerry nu este nicio clipă. Îl trase pe Taffy de mână și se grăbi în altă direcție. Șuricei ajunseseră în mijlocul unui grup de clovni. Taffy și Jerry deveniră parte a jongleriei unui clovn, iar Tom, ei bine, Tom deveni motanul Ghiulea. Mulțimea se dezlănțui, încântată de asemenea bufonerii. Ce spectacol, strigau spectatorii, mai ales cu șuricei aceia. La sfârșitul spectacolului, proprietarul circului se adresă mulțimii. Jerry, Taffy și Tom stăteau lângă el. Doamnelor și domnilor, spuse proprietarul, am crezut că va trebui să închidem circul după spectacolul de azi. Dar, mulțumită reprezentației minunate a acestor doi șoricei și a acestei pisici, circul va exista în continuare, iar Jerry, Taffy și Tom vor rămâne cu noi. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!